Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii și au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vi-l prezentăm pe Liviu Ciulei, cea mai complexă personalitate a teatrului românesc. Liviu Ciulei a impresionat întreaga lume prin opera sa. La premiera spectacolului său, Moartea lui Danton, de la Berlin, în 1967, actorii au fost chemați la aplauze de 63 de ori. În 1974 a debutat cu succes la Arena Stage din Washington, D.C. În 1980 părăsește România și imediat este invitat să preia direcția artistică a Teatrului Guthrie din Minneapolis. O scurtă perioadă predă la Columbia și New York University. Specialiștii îl consideră unul dintre creatorii care au contribuit în mod esențial la dezvoltarea mișcării teatrale a secolului 20. Premiul pentru regie obținut pentru filmul Pădurea Spânzuraților la Festivalul de la Cannes în 1965 înseamnă recunoașterea valorii sale artistice, dar și deschiderea în lume pentru cinematografia românească. Îți mulțumesc. Deși ar trebui să te blestem. Surprinzător poate, după acest succes, Ciulei nu a mai făcut film, ci a colaborat doar ca actor și scenarist. Înainte de Pădurea Spânzuraților, regizase Erupția și Valurile Dunării, peliculă recompensată cu Globul de Cristal la Festivalul de la Carlo Vivari în 1960. Explicabil însă dacă privim activitatea sa din teatru din acea perioadă. Liviu Ciulei s-a născut pe 7 iulie 1923 la București. A urmat cursurile de actorie la Conservatorul Regal de Muzică și Teatru din Capitală și ulterior arhitectura. În 1945 debutează la Teatrul Mic, în spectacolul Încătușare, iar după absolvire este pac în Visul unei nopți de vară la Odeon, actualul Teatru Notara de pe Bulevardul Maghieru. Întreaga sa carieră teatrală în România este direct legată de Teatrul Bulandra, căruia i-a adus gloria. Sala de la Grădina Icoanei este creația sa ca arhitect. Spectacolul de debut i-a prilejuit întâlnirea cu actrița Clodi Bertola. Începea una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din lumea teatrului românesc. El avea 22 de ani, iar ea trecuse de 32. 4 ani mai târziu se căsătoreau și chiar dacă mariajul nu a durat o viață, colaborarea lor pe scenă a fost lungă și fructoasă. Montarea originală a piesei lui Shakespeare, Cum vă place, în 1961, înseamnă confirmarea sa ca regizor. A descoperit și a format o școală de actori. Clodi Bertola, Gina Patrichi, Toma Caragiu, Victor Rebenciuc, Mariana Mihuț, Ion Caramitru, Florian Pitiș sunt doar o parte dintre mari actori care și-au legat numele de cel al lui Ciulei. După perioada petrecută în străinătate, în 1989 revine în țară și montează la Bulandra Visul unei nopți de vară și Deșteptarea primăverii, oferind încă o dată teatrului românesc o gură de oxigen de care avea atâta nevoie. Definiția mea de... Ce trebuie să faci ca să fii scenograf sau ca să fii regizor și chiar și ca actor? Este așa. Întâi trebuie logică, în al doilea rând logică și în al treilea rând logică. Și în al patrulea rând, dacă asta este 99%, 1% talent e bine, dacă nu, ajunge și logica. Este numit director onorific al Teatrului Bulandra. În 2000 regizează Hamlet, iar în 2005 pune în scenă ultimele două spectacole, 6 personaje în căutarea unui autor și Henric al IV-lea. Din 2011, anul dispariției sale, sala de la Izvor îi poartă numele. Liviu Ciulei a dat totul teatrului și filmului românesc. A fost recompensat cu premiul pentru întreaga activitate la Gala Uniter din 1997 și cu premiul de excelență în 2001. Primește aceeași recunoaștere din partea cinematografiei la Festivalul Internațional de Film Transilvania în 2010. Astăzi v-am prezentat personalitatea lui Liviu Ciulei în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Acesta nu este un clasament, iar lista rămâne deschisă. Așteptăm propunerile voastre pe site-ul eualegromania.ro. Mâine, Radio România Regional vă invită să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.